credeam că o să fie mai bine după pandemie, că după rău vine bine. Și când colo, după rău, vine și mai rău. Incredibil. Azi, când suntem mult mai înțelepți decât a început al doilea război mondial, mult mai evoluați, mult mai înțelepți, cu experiență și iată că tocmai când credeam că noi suntem mai buni, tocmai atunci a intervenit răul, răul cel rău, așa spun eu. Spune lumea că de mult a început apocalipsa. E, apocalipsa, da, de mult a început și cu incidentele astea și cu bolile astea, cu virusii, dar probabil că acest război poate. Spun acest lucru și mă trec fiori, pentru că mă gândesc că eu mi-am trăit viața, am aflat câte ceva în viața asta, am realizat, am împlinit câte ceva, dar iată copiii ăștia care, de exemplu, se nasc în metrou, copiii ăștia nenorociți, ce viitor au? Ce șansă au? Și pentru ce se nasc ei? Pentru ca să moară în aceeași clipă? Am avut și noi o soartă grea, în sens de oamenii noștri, oamenii acestui pământ. Al doilea război mondial, apoi foamea organizată, apoi deportările, apoi tăcerea noastră pentru că ne-au înfricoșat toate astea evenimente și a izbucnit în 90, da, Mișcarea de Eliberare Națională și tocmai atunci am început să vorbim și să strigăm și să ieșim în Piața Mare a Adunării Naționale și să luptăm pentru drepturile noastre de a vorbi, de a avea, de a cunoaște, de a înțelege. După ce am absolvit 11 clase din Cimișlia, am plecat la Moscova. Bine, am susținut aici examenele vreo săptămână și a venit o comisie de la Moscova și ne-a selectat. A fost un concurs, un mare concurs. Ne-au selectat 22 de persoane și am plecat la Moscova. Din Cimișlia, în fond, la Moscova. O schimbare spectaculoasă. Ceea ce am văzut cândva pe cărți poștale, Kremlinul, Piața Roșie, toate astea le-am văzut aievea, mausoleul, toate astea le-am văzut aievea. Iată, și sigur că m-a impresionat Moscova, metroul. Vedeți, eu vorbesc despre poporul rus care este cel din sate, mai ales. Are un suflet extraordinar. Dar săraci. Am descoperit o mare sărăcie în satele Rusiei. Probabil era mai mare decât la noi? Sau era similar? Era mai mare. Mai mare. Iată. Și la Moscova era un fel de democrație totuși. Se pornise dezghețul. Și noi ne-am simțit bine la Moscova. Grație faptului că a mers cu noi și Veniamin Apostol, și-a făcut regia paralel cu noi, noi am făcut actorie, și Simeon Ghimpu, profesor de arta vorbirii. Iată, acești doi oameni care au plantat în sufletele noastre mult românism. Noi eram niște puigani, majoritatea din sate. Eram comsomoliști, eram cu ideologia sovietică, nu știam absolut nimic despre România, despre românism, despre ce înseamnă limba română. Noi vorbeam limba moldovenească. Așa. Și iată, în 5 ani de zile noi ne-am perfecționat. La Moscova ați învățat despre românism? Absolut, absolut. Era magazinul Drujba, unde se vindeau cărți, era secție de literatură română. Și Simeon Ghimpu a zis, voi primiți o bursă foarte mică, dar găsiți bănuți pentru ruble, atunci erau,
găsiți să cumpărați măcar în fiecare lună câte o carte de acolo. Și acolo ni s-a deschis nouă marea literatură română. Pentru că aici, la Chișinău, uite, e incredibil, așa e? Voi, generația voastră, v-ați trezit cu totul de-a gata. Cu Tricolor, cu literatură română, cu limbă română. Dar noi am luptat. Noi am luptat crâncen. Eu și acum sunt pe baricade. Și acum sunt rătăciți. Mai sunt printre noi. Eu, de exemplu, nu vreau să mă lau, Doamne Dumnezeule, că nu sunt om sărac, dar nici bogat. Dacă se întâmplă că am ceva mai mult, eu împart cu vecinii. Eu nu pot să am mai mult. Nu pot. Mă deranjează. Nu știu. Nu e bine când omul are mult. Lucrul cel mai de preț pe care îl am în casă sunt cărțile mele, pe care le-am adunat încă din studenție. Nu am multe, dar îndeajuns pentru ca să am ajuns la vârsta când îmi face plăcere să recitesc. Deci le aveți păstrate și pe alea care le-ați cumpărat da, la Moscova? Da, da, da. Sinceră să fiu, astă vara am recitit cartea lui Gabriel García Márquez, Un veac de singurătate. La Moscova ieșea o revistă extraordinară a Uniunii Scriitorilor, Inostrană Literatura se numea, și acolo apăreau lucrările cele mai noi. Nu apăreau în cărți aparte, în librării, dar în Inostrană Literatura. Și când a apărut Un veac de singurătate, am citit, am sorbit cartea. Am așa... Ah! Și am zis că e un roman de excepție, e romanul secolului, Un veac de singurătate. Acum, nu știu cum mi-a venit astă vară să recitesc, pe îndelete. Citeam câte o pagină, două, trei. Acum un an mi-a recomandat Laura, fiică-mea, un roman care m-a frapat. M-a făcut să, nu știu, să fiu atât de, am sărit de pe fix citind acest roman. Ortega y Gasset, Eseu despre orbire. Eu te rog să citești acest roman. E atât de actual. Durerea asta umană, incomensurabilă, această mare nenorocire e de nedescris. Este inexplicabilă această sete de moarte, de sânge, de a distruge. Nu pot să înțeleg, nu pot să explic. Doar acum, cum spuneam, suntem mult mai înțelepți. Am evoluat într-un fel. Acum ar trebui să ne așezăm față în față și să discutăm, să polemizăm, să încercăm să înțelegem, să ne înțelegem. Nu știu. Ori nu s-a întâmplat lucrul ăsta. De aceea eu mă bucur pentru oamenii noștri care dau dovadă de asemenea dăruire de sine. Eu pur și simplu sunt mândră pentru oamenii noștri. Cu câtă bunătate, compasiune, milostenie, tot ce vrei, tot de la Dumnezeu, îi primesc pe oamenii ăștia nenorociți și le oferă din puținul pe care îl avem noi, pentru că și noi nu suntem bogați. Noi suntem cea mai săracă țară din Europa, vă dați seama. Dar aici probabil contează bănuțul celui sărac. Eu am aflat marea cultură rusă, teatrele, în 5 ani de zile cât am învățat la Moscova, galeriile Tretiakov, Muzeul Pușkin, Petergoful, adică rușii au și ei o cultură. Dar uite că în ei se trezește din când în când un...
geniu al răului și ei pornesc un război. Ei sunt un popor care încă nu este așezat în albia sa istorică. Ei sunt încă barbari. În ei vorbește din când în când barbarismul. Și atunci această barbarie îi incită la război. Îi incită și la noi în 92, în Osetia, unde au mai fost război, în Armenia, în Georgia. Adică, ia uitați-vă, vine un moment în istoria poporului rus când, adică în istoria celor care sunt la guvernare, așa? Când ei hotărăsc să declanșeze un război. Dar de ce poporul nu reușește să îi... Pentru că e frică, e teroare, poporul se teme. Au încercat să iasă în stradă și au fost arestați. Ia că Navalny, cel care a spus multe adevăruri despre Putin, stă și putrezește acum în închisoare. Nemțov a fost omorât și mulți alții jurnaliști au fost omorâți. Nu știu ce se va întâmpla cu Rusia mai departe, dar cu toate sancțiunile astea, eu cred că marele stat rus nu știu dacă o să mai existe. Ce credeți că se va întâmpla cu Moldova? Greu de spus. Greu de spus pentru că totul este imprevizibil. Mă gândeam și eu. Eu din 90-91 îmi doresc reîntregirea cu patria mamă și lupt pentru asta. Dar atunci a fost momentul și nu s-a produs. Acum cred că este momentul potrivit. Dar iarăși, dacă Moldova face un gest, un asemenea gest, înseamnă că provoacă iarăși conflict și iarăși război și iarăși... Și atunci se începe războiul cu NATO și asta e catastrofă mondială. Aici omenirea nu mai scapă, nu mai este salvată. Dar ce părere aveți despre integrarea cu ea? Perfect, foarte bine. Integrarea trebuie să aibă loc. Și atunci, pe această cale, noi mai ușor o să mergem în Uniunea Europeană, împreună cu țările civilizate și mergem spre scopul nostru suprem. De când a început războiul, v-ați gândit vreodată să vă faceți bagajele și să plecați? Fiica mea, chiar zilele astea, mi-a spus, vino la București. Eu nu plec nicăieri. Eu rămân aici. Eu mi-am trăit o viață aici. Am o viață foarte frumoasă trăită aici. Și rămân aici. Rămân să, atât cât mi-a dat Dumnezeu, să mai lupt cât o să mai pot. Nu știu. Da, pentru drepturile noastre. Thank you.